Ordonanța militară 10 prevede reguli puțin mai relaxate pentru persoanele de peste 65 de ani. Astfel, de astăzi, aceste persoane vor putea ieși în două intervale mai mari decât cele precedente, 7-11 și 19-22. Am luat următoarele decizii transpuse în ordonanța militară numărul 10. O veste bună pentru persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani este că circulația este permisă în afara locuinței sau a gospodăriei în următoarele situații. Indiferent de intervalul orar, circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani pot circula în afara locuinței sau a gospodăriei pentru următoarele motive: deplasare în interes profesional, inclusiv între locuință sau gospodărie și locul sau locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi. Totodată pot să se deplaseze în situația în care au nevoie de asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, inclusiv tratamentele oncologice planificate, dializă sau alte motive similare, folosind mijloace de transport proprii ale familiei, susținătorilor sau, după caz, mijloacele de transport special sanitar. Totodată pot face deplasări pentru realizarea de activități agricole sau se pot deplasa producătorii agricoli pentru comercializarea produselor agroalimentare. Totodată, vestea care cred că vă bucură este că în această ordonanță am prevăzut că persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani pot circula în următoarele intervale orare, de la 7 la 11 și de la 19 la 22. Ministrul Marcel Vela a anunțat și că se vor menține până la jumătatea lunii mai măsurile prin care se suspendă zborurile cu mai multe țări: Austria, Belgia, Elveția, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Olanda, Turcia, Iran, Italia, Franța și Germania. În plus, Ordonanța Militară 10 mai prevede măsuri pentru poșta română, astfel încât să fie limitat contactul poștașilor cu cetățenii.